Cunoscută ca fiind o asociație non-profit ce ajută cu preponderență grupuri de copii defavorizați, asociația NUS24 AGD, condusă de președintele Alberto Gruia, a reușit prin eforturi deosebite să trimită la mare un număr de 25 de copii pentru a se bucura de nisipul fin, apa mării și razele calde ale soarelui. Copiii au fost cazați la Villa Wolf și au primit 3 mese pe zi. Aceștia au avut activități sportive și educative, au vizitat parcul de distracții din Costinești și bucuria a putut fi citită pe chipul lor toată ziua. Beneficiarii acestei tabere de agrement au fost copii proveniți din familii defavorizate din județul Buzău, județul Cărăraș și municipiul București. Aceștia au stat la mare timp de 5 zile și prin bunăvoința unui magazin din apropiere și-au îmbunătățit colecția de jucării, care le-a făcut șederea mult mai frumoasă. Alberto Gruia, președintele asociației NUS24 AGD, promite că din toamnă se continuă acțiunile de ajutorare a celor aflați în dificultate.